Potrivit unui comunicat de presă transmis de Direcția de Sănătate Publică Suceava, numărul de îmbolnăviri de COVID-19 este în creștere de la zi la zi în întreg județul. Potrivit directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, dr. Dinu Sădean, acum o lună, județul Suceava se bucura de o incidență zero, dar în ultimele două săptămâni s-a registrat o curbă ascendentă în rândul persoanelor confirmate cu COVID-19, motiv pentru care acesta a făcut apel la oamenii din județ să respecte normele impuse de situația pandemică. Dacă acum o lună ne bucuram de incidență zero în întreg județul, în ultimele două săptămâni se observă o curbă ascendentă atât a îmbolnăvirilor cât și a internărilor în spital cu diagnostic de COVID-19. Din anchetele epidemiologice efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava rezultă că sunt sporadice cazurile singulare, marea majoritate a cazurilor nou depistate fiind contacte de cazuri deja confirmate și, foarte important, persoane cu antecedente de călătorie. Localitățile cele mai active sunt Suceava 11 cazuri, Ipoteș 6 cazuri, Fălticeni 6 cazuri, Brodina 4 cazuri, Rădăuți 4 cazuri, Băiensolca 3 cazuri. Dacă acum două săptămâni erau 2-3 cazuri de persoane pozitive internate în spitalele din județul Suceava, numărul acestora a crescut zilnic, astfel încât astăzi acest număr a ajuns la 15 și este în creștere. Pentru a vă păstra sănătatea dumneavoastră și a celor dragi, vă recomandăm insistent să respectați normele de siguranță sanitară, respectând măsura de carantină în cazul călătoriilor în străinătate și să minimalizați riscul de a vă îmbolnăvi, apelând cu încredere și de urgență la vaccinarea anti-COVID-19, a transmis directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, doctorul Dinu Sădean.